Pe care ne dă Peluzea Nord, vă spunem bun găsit la cea mai frumoasă sărbătoare din istoria sportului românesc. Centenarul Rapid București. Încă o dată bună seara tuturor, ne auziți? Mersi, Machei! Să fii iubit! Un mesaj? Zi un mesaj! Am visat! Ce visat? Mulțumim frumos, Liviu! Mulțumim, Peluzea Nord! Peste 2000 de ani era... Încă o dată, bună seara și bine ați venit în Ciulești la spectacolul Rapid 100 de ani! 2000 de ani? Da! Machie, să fiu iubit! Suntem mici pe o scenă foarte importantă! Da. Undeva la tribuna a doua! Nici nu e important dacă ne vedeți, important e că ne auziți! Suntem gazdele dumneavoastră din seara asta! Un rapidist pur sânge! Octavian Pescaru! Și un îndrăgostit de Rapid, mai nou venit în familie și vă mulțumesc din suflet că m-ați primit să dăruiesc și eu Rapidului ceea ce dăruiți voi de 100 de ani, dragoste necondiționată, Andy Moisescu. Oh, Andy Moisescu! Bună seara, rapidist câtă frunză, câtă iarbă, la locul stadion și continuă să vină. Și pe stadion și în afara lui, un stadion prea mic totuși pentru un public atât de numeros. Eram convins că rapidistul nu se va speria de o parare ploaie. Să ne gândim că Rapidul nu s-a speriat de Venus și de Gavrilă Marinescu în anii 30, de cluburile militare după război, de familia Ceaușescu, de Partidul Comunist. Nu s-a speriat nici măcar de Parlamentul din 2016 și a reușit să renască. Să crezi, s-a oprit ploaia. S-a oprit ploaia, mâncați-i gură. Cum am bașcheții flash, tricoul, nu mai zic. Mergem la etajul 1. Rapidului
Pentru că așa cum vine să se simte la urmă, Rapidul este un creier care încă mereu iluzia în fotbalul nostru a putea fi mai bun decât este. Astăzi trebuie să nu este doar despre fotbal, ci despre toate sporturile care au făcut istorie la Rapid timp de 100 de ani. Sportivele Rapidului din diverse generații sunt răspândiți prin tot stadionul. Campioni naționali, medaliați europeni, mondiali sau olimpici, mari personalități ale sportului românesc. Clubul Sportiv Rapid este astăzi aici, mulțumim pe această cale pentru că ne va ajuta să ne aducem aminte de cuvintele scriitorului și jurnalistului Dan Claudiu Tănăsescu. Rapidul este emoția copilăriei rămasă într-unul din ungherele inimii. În această seară magică este alături de noi Orchestra Sinfonică București, care va cânta în premieră alături de peluța lor. Bună seara și bine ați venit în Cinești! Tot alături de noi în această seară este marea noastră soprană, Felicia Filip. Felicia Filip este deja o rapidistă recunoscută. A fost aici și la inaugurare în 2022 și de atunci întreaga suflare rapidistă o simte mereu aproape și la propriu, dar și la figurat, fiind vecina noastră în spatele peruzei sus la Opera Comică. Felicia Filip și Orchestra Sinfonică București vor marca două momente esențiale pentru sărbătoarea de astăzi. Fix la ora 19 și 18 minute. Felicia Filip va interpreta imnul național al României. Mai apoi, fix la ora 19 și 23 de minute. 1, 2, 2, 3. Orchestra Sinfonică București, împreună cu Peluza Nord și noi toți cei care suntem astăzi în Giulești, la centenarul Rapidului, vom cânta împreună imnul Rapidului. Și pentru că vorbim despre doamna Felicia Filip, regina muzicii, aflați că o altă regină a trimis un mesaj pentru o întreaga suflare rapidistă, acum când sărbătorim 100 de ani de înființare. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați mesajul Nadiei Comăneci, ședința de la Montreal. Doresc să urez cu cuvântul în sincer la mânță. Emoția Rapidului Mâncii 100 de ani a fost și o stregătoare de mâncării a zonului. Ce vrei, mă? Vezi că ești live? Ești live? Ești live? Ce ne bani, băi! Ce ne bani, băi!